bună pentru județul Suceava, s-a aprobat la finanțare pe programul comun România-Ucraina drumul care leagă izvoarele Sucevei de granița cu Ucraina, localitatea Șepit. Suntem la izvoarele Sucevei. Va fi modernizat tronsonul rămas de 3 km. Valoarea investiției este de 3,2 milioane de euro. 2 milioane de euro sunt banii europeni. 1.200.000 de euro sunt bani de la Consiliul Județean Suceava. Extrem de importantă este ieșirea în Ucraina prin această zonă, pentru că și ucrainienii au un proiect transfrontalier de modernizare. Sperăm să deschidem acest punct de frontieră de la Șepit, izvoarele Sucevei. Noi am mai modernizat drumul de la Ulma. Așteptăm reluarea discuțiilor cu Ucraina și la Vicovul de Sus. Iar pentru suceveni, ce e important de știut, drumul care leagă DN17 de izvoarele Sucevei prin fundul Moldovei, Breaza, Moldova-Surița, a fost în acești 3 ani de mandat al meu modernizat. Deci drumul arată foarte bine, mai puțin această porțiune pentru care s-a primit astăzi aprobare de finanțare. Sper pe programul următor să continuăm proiectele legătura dintre izvoarele Sucevei și Cârlibaba pe zona Bobeica și legătura tot pe programe europene dintre Cârlibaba și Brodina pe la Valea Brodinii, pe Brodina de Jos, un drum paralel cu frontiera de care este mare nevoie. Am primit astăzi o veste foarte bună, sunt bucuros că terminăm în felul acesta legătura dintre câmpul moldovenesc și frontiera cu Ucraina și este un pas uriaș spre deschidere de noi conexiuni cu țara vecină, Ucraina.